Din păcate am ajuns acolo unde ne-a fost teamă că vom ajunge. Numărul bolnavilor de COVID în stare gravă e de aproape 900 și un loc la terapie intensivă se măsoară în secunde și vieți. Avem aproximativ 1200 de paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu SARS-CoV-2 și abia acum avem promisiuni că vor mai fi. Sfârșit de octombrie, 8 luni de la debutul pandemiei. Lupta e mai aprigă ca niciodată. 823 de pacienți internați la ATI azi. Un pacient din Mediaș a murit. A așteptat 2 zile să se elibereze un loc la ATI. Nu a fost să fie. Zeci de vieți se joacă în fiecare zi la ruletă. Pleacă cineva, în secunda 2 se ocupă locul. Deci noi trebuie să avem, nu putem să dăm locuri libere și să spunem că da, avem un loc liber și tot Iașul să știe că avem. Nu, pentru că imediat de la poartă poate vine o ambulanță care aduce un pacient. Noi alegem între pacienții cu forme severe care intră în terapie intensivă. Calculele arată că numărul paturilor necesare îl va depăși pe cel al locurilor existente în mai puțin de o lună. Dictează epidemia. Noi putem spune că nu putem să introducem în ATI mai mult de 1000 de pacienți pe zi și asta n-are nimic de a face cu evoluția epidemiei în realitate. Acum avem doar 1200 de paturi la terapie intensivă. Bucureștiul stă cel mai bine, cu aproape 200 de paturi. Însă la Tulcea sunt 0 paturi pentru pacienții cu COVID. Iar pe lângă asta sunt județe care nu mai au paturi libere sau în care nu există deloc paturi ATI pentru copiii infectați cu SARS-CoV-2. Și premierul Ludovic Orban deschide iar lista promisiunilor. Vor fi locuri în plus. Câte? Asta nu mai știe. Îți vă dau acum detalii, cifre, dar a fost crescută capacitatea la terapie intensivă și va crește în continuare. Realitatea bate orice calcul. Da, a trebuit să trimitem pacienți în alte spitale pentru că nu am mai avut locuri la secțiile de terapie intensivă. Am dispus împreună cu domnul secretar de stat Arafat și cu domnul ministru Tătaru creșterea capacității și în unitățile de primire urgență. 2844 de cazuri noi de infectări cu COVID-19 au fost confirmate de ieri până azi. Un număr uriaș, având în vedere că s-au făcut doar 8709 teste. Avem deci o rată de infectare de peste 32%. Până acum, 6470 de pacienți cu COVID au murit, 79 în ultimele 24 de ore.